Suntem la o zi deosebită, zi aniversară pentru Centrul Cultural. A devenit o tradiție ca la sfârșitul fiecărui an să marcăm împreună noi, salariații Centrului Cultural al Municipiului Pitești, cu colaboratorii de suflet, pot spune, ai centrului, Crăciunul Artelor. Reprezintă, de fapt, încununarea tuturor activităților desfășurate pe parcursul anului 2016. Am emoții pentru că mă uit la dumneavoastră și îmi pare foarte bine că ați fost alături de noi pe tot parcursul anului 2016 și iată-ne și astăzi la acest aniversar, așa cum spuneam. Și vreau să încep momentul de astăzi cu poeta Alora Albulescu, doamna profesoară Alora Albulescu, care ne va acompania și la pian, un intermezzo scurt pentru deschiderea manifestării de astăzi și ne va spune impresiile domniei sale despre Centrul Cultural, despre acțiunile Centrului Cultural, gândurile pentru 2017, de ce nu? Bine v-am găsit! Felicitări că ați traversat cu bine, ca dovadă că suntem aici. Un an greu, așa cum sunt toți anii în ultima vreme și sper că anul care vine să fie mai ușor, mai plin de bucurii și de optimism. Pentru că la Centrul Cultural am avut totdeauna, cel puțin eu, a doua casa mea. Trebuie să spun că sper într-o colaborare la fel de frumoasă, atât în plan personal, cât și în planul artistic al Fundației Literare Liviu Rebreanu, care de ani și ani de zile vine aici și uneori chiar uită să mai plece. Centrul Cultural este gazdă bună, nu numai pentru Fundația Literară Liviu Rebreanu, ci și pentru alte foarte multe grupări literare și artistice și sunt convinsă că fiecare coordonator, la rândul lui, o să aibă de spus aceleași cuvinte laudative, ca și mine, la adresa Centrului Cultural și a tuturor evenimentelor foarte frumoase care se petrec aici. Pentru că de fapt, Crăciunul reprezintă sărbătoarea nașterii Domnului. Am câteva rânduri pe care le-am dedicat chiar celui care a venit să se nască pentru noi, pentru mântuirea noastră și care poartă toate durerile lumii. E vorba de un poem în proză care se numește La picioarele tale. E mult de când magii, călăuziți de o stea, au trecut prin Betlem la nașterea ta și au lăsat tămâia, smirna și aurul în dar. Stau la picioarele tale și sărut cu privirea arsă de dor tălpile sfinte pe care le-am uns cu nardul iubirii și le-am șters cu părul meu despletit. Valuri grele de arome se revarsă dincolo de uși și ferestre, peste străzi și grădini, peste întregul oraș, peste întregul pământ.
atot plutitoare peste ființe, atot pătrunzătoare în fiecare vas de alabastru al sufletelor atât de prețioase toate pentru Tine, Doamne. N-aș fi lăsat niciodată mirul să lunece peste trupul Tău dacă aș fi știut că în clipa aceea ți-l pregătesc pentru îngropăciune. Trupul ferfenițat, rană de rană pe care plugari nemiloși au arat brazde adânci. Trupul atârnat între cer și pământ pe o cruce mare cât universul, cu mâinile străpunse de piroane pe care clipă de clipă avem grijă să le răsucim noi în carnea vie. Mâinile tămâitoare, mâinile făcătoare de minuni, care au alinat dogoarea atâtor frunți și au mângâiat creștetele atâtor copii, mâinile pe care aș vrea să ți le sărut toată veșnicia. Va frânge neputință pe drumul durerii, că buzele fără prihană sortite să bea până la capăt paharul amar, paharul durerii, vor striga cu uimire și deznădejde Eli, Eli, la masa bactanii și vor amuți suspinând, s-a sfârșit. Iar sfârșitul a fost începutul victoriei în lupta cu cea pe care o tot întreb de atunci. Moarte, unde ți-e boldul? Căci Fiul lui Dumnezeu, Regele Regilor, Domnul Măririi și al Slavei, a călcat cu moartea pe moarte și din pieptul însângerat i-au picurat în inimile noastre petalele de nard iluminate de iubire. Vreau să-l invit pe domnul doctor Adrian Mitroi, medicul poet Adrian Mitroi, să ne recite o poezie, două, să ne spună impresiile domniei sale și ce gânduri are alături de Centrul Cultural pentru anul 2017. Bună seara! Mulțumesc frumos pentru invitație. Și eu vă mulțumesc, domn doctor, că întotdeauna alături de noi. Dar vreau să-ți fac o mică destăinuire, veneam și vă rugăm. A fost un an scurt. Extrem de scurt. Alaltăieri sărbătoream Revelionul 2015-2016. Ieri a fost vară. Azi nu mai e prea mult. O să sărbătorim 2016-2017. Avem noi prea multe de făcut. Am auzit o teorie, o ipoteză, de fapt, nu o teorie, că s-ar compresa timpul. E fragilă treaba, pentru că nu ne-am dat seama, sub nicio formă. Ar fi atât de lin făcută, încât efectiv nu ne-am dat seama. Deci, cu cât ai mai multe de făcut, cu atât timpul ți se pare mai scurt. Și atunci, într-adevăr, n-ai timp să te gândești că trec anii, unde se duc, numai ei știu, cu ce rămânem, cu amintiri, ce lăsăm, ce am creat, ce luăm cu noi, o singură chestie. Și o să vă surprind. Umbra ne-o luăm cu noi. Atât. Nu râs nimic. O poezie care se cheamă Alb și Negru și care, într-un fel, intră în acord cu ce se întâmplă iarna, nu acum, pentru că acum e mai mult negru, zăpadă nu prea avea. Alb și negru. Au început să cadă iar stelele de pe cer de noapte și prin baletul lor bizar adună amintiri din șoapte.
Se așternă ușor peste pământ, într-o mantie de mătase și mă ajută să descând frigul ce mi-a pătruns în oase. Șuieră șarpele de vânt, acoperind urme de pași cu ancestralul în jurământ. Totul în urma ta să lași. Ferestrele au înghețat, au flori tăcute de cristal pe care iarna le-a sculptat, scrijelind cu al lor, cu al său pumnal. Copacii parcă sunt stafii cu gheare lungi de sticlă rece și nu mai știu dacă sunt vii printre ei crivățul când trece. Coșuri trag fire lungi de fum spre ghemul dintr-un nor cernit, iar gerul ascunde pe drum capcane pentru om grăbit. În aer ciorile sunt sloi, pete de tuși ce stau să cadă, coboară pe un măturoi ce-l poartă omul de zăpadă. Troznește neaua sub picior când pașii noștri o intrigă. Vibrează țurțuri, jalnic cor făcut cu pietrele ce strigă. Fântânile au înghețat, albul și ascute acele, babele au ajuns la sfat trăgându-și greu cojoacele. Doar focul, dacă o mai putea să înghită lemne până în zori, căldura lui o să ne dea și vom intra în sărbători. Și o să vă mai citesc ceva catrene și epigrame, dacă mi îngăduiți câteva. Soarta noastră crudă, așa ne-a lăsat bunul Dumnezeu, corabie ce plutește în neant. La timonă-i din ce în ce mai greu, după cărmaci ne-a dat un comandant. Asta e un pic mai... Pleacă-i noștri, vin ai noștri. Nu de mult stăteai cu secul la masă. Azi nimănui de tine nu-i pasă. Dar de vrei să vorbești ceva mai greu, aruncă telefonul în veceu. Așa. Pax Americana. La Kabul e zalvă mare. Nu mai e nimic stabil. Totul e călcat în picioare, căci acum este ca Bill. Spațială. Când toți profesorii doresc să-ți bage materii în cap, niciodată nu socotesc dacă acolo mai în cap. Panaceu universal, ca să fac o eroare greșită. La spitalul cel vestit mi-am căutat sănătatea. Ei au crescut calitatea și de bani m-au lecuit. Foaie verde lobodă. Vă vom face, vom produce, vă vom da, vă vom aduce. Vai ce mare danie! Am fost în campanie. Autoportret și cu asta închei. Române, tu să spui pe steag, bătuta pe loc în ciulini, Tesla când ai unde ți-e drag și moartea caprei din vrecini. Vă mulțumesc. O rog pe fosta mea colegă și distinsa poetă, Denisa Popescu, să mi se alăture, să ne împărtășească câteva dintre ele. Sentimentele care o copleșesc astăzi și, de ce nu, gândul pentru 2017, Denisa. Mulțumesc frumos! Centrul Cultural a fost și va rămâne pentru mine o poveste, a fost și va rămâne pentru mine o emoție. Poveste de ce? Pentru că știu câțiva cei care trebuie să știe de aici din sală, în foarte scurt timp după ce am pășit în Centrul Cultural, viața mea a început să se schimbe. Am întâlnit, am cunoscut aici oameni care au crezut în mine, care mi-au suflat în aripi, așa am remarcat, am fost convinsă de fapt că am aripi. Până atunci știam, nu știam, mă îndoiam. Cu siguranță mă îndoiam, da? Îmi îngăduiți jocul de cuvinte. Viața mea s-a schimbat așadar, a început o nouă etapă. Prin urmare, a început să se scrie povestea care până în clipa de față rămâne povestea, etapă de viață cea mai importantă a existenței mele.
Spuneam că centrul cultural este și o emoție, pentru că de fiecare dată când revin la centrul cultural, mă regăsesc mai liniștită, regăsesc intimitatea de odinioară, a unor timpuri care, din păcate, cred eu că au apus. Mă simt chiar mai bine decât acolo unde sunt zi de zi în această perioadă de viață. Se spune că prima dragoste nu se uită. Pot verifica lucrul acesta, iată, în viața mea comunitară. N-am uitat și nu voi uita niciodată, indiferent cât de departe aș pleca, genul, tiparul de emoție, tiparul de legătură pe care îl am cu centrul cultural. Ce a fost, a fost, este și va fi. În ce privește anul 2017, îmi doresc mie, vă doresc și dumneavoastră, să găsim cu adevărat lumina. Permanent lumina este cu noi. Haideți să facem în așa fel încât să o lăsăm să se și vadă. O umbrim, bine spunea domnul doctor mai devreme, eu fac o altă corelație cu umbra, o acoperim de multe ori. Credem că ne rănește dacă o lăsăm să izbucnească, dacă o lăsăm să ilumineze și pe ceilalți. În realitate, e bine să ne păstrăm darurile, lumina este unul dintre daruri, și să lăsăm lumina să curgă prin noi. Să ardă ego-ul mai puțin, să ardă lumina cealaltă mai mult. Și în final vreau să vă citesc două poeme. Ele vorbesc despre sfârșit, au o tentă dramatică, dacă nu cumva mai mult, dar eu sunt de principiul că moartea nu există, că este un portal, este o poartă energetică și că de fapt tot ce se curăță, se curăță ca să renască în altă parte mai frumos, mai înalt și mai curat. În ordinea aceasta vi le citesc. Când tace, aerul de sub piele, vertebră de întuneric se face. Îngerul moare încet și cu sfială, de parcă i-ar fi frică să moară. Când tace, pe sub piele, aerul cale ferată se face. Îngeri o trec melancolici și surzi. Sub piele suntem încă mai cruzi. Asta apropo de ce spuneam mai devreme, de lumina pe care o ținem ascunsă. Nu sunt de aici întâmplările de sub marmura mea. Sunt de acolo unde a fost îngropată o stea. O bivoliță bătrână așteaptă să vină zeul s-o ia cu juvaierul în coarne din apa vieții pentru ultima oară va bea. Nu mai sunt de aici întâmplările de sub marmura mea. O bivoliță mă duce dincolo ca și cum m-ar mângâia. Colegul meu, Virgil Diaconu, directorul Cafenelei Literare, vreau să-l poftesc alături de mine. Poftim, Virgil, și îți mulțumesc că ai venit. Am început împreună un drum, știu, am început împreună un drum și iată-ne tot împreună în 2017. Aduc aminte cu drag de începuturile Centrului Cultural, care au fost imediat. Toată lumea ne confunda cu Camera de Comerț mai nou. Da, a fost o... E mai big. Da. Ce să dacă? Salariile de acolo. Începuturile au fost oarecum timide, însă în scurt timp, aș zice eu, în câteva luni, ne-am pus mai bine pe picioare. Am făcut programele care și astăzi schema lor le știi, ți-aduce aminte. A rezistat. Am diversificat atunci împreună cu domnul Martin activitatea. Dumnealui a avut încredere în noi și așa se face că ne-a aprobat o serie de activități. Țin minte că am publicat atunci 7 cărți de poezie ale poeților din Pitești. Cărți, plachete individuale. Tot atunci s-a aprobat și înființarea primelor două reviste Argeș și în această ordine s-au aprobat și apoi Cafeneaua Literară. Ambele au continuat lună de lună, n-au avut absolut nicio întrerupere. Ce să spun, începutul lor
Îl datorăm primei echipe care a fost la Centrul Cultural și Primăriei. Să sperăm că revistele toate și celelalte două, deci, își vor continua activitatea în același ritm și în aceeași formulă. Despre începutul și despre prezent, chiar, numai lucruri bune, aș menționa, așa cum să zic, ce s-a mai făcut la Centrul Cultural, cele două camere ale centrului în care se fac activitățile principale, aceasta și celelalte simpozii. S-a cunoscut mâna de femeie ulterior a distinsei doamne director Carmen Elena Salub, fără falsă modestie, că nu vreau să fiu subiectiv, stăm la momentul adevărului, dar s-a cunoscut că este o femeie între noi și apropo de sările de care ai amintit. Deci s-au pus aceste sări la punct care erau, ce să zic, triste, erau cam triste. Și s-a făcut și holul mare, care arată destul de bine și chiar mă gândeam că noi am început acolo cu niște expoziții naționale de pictură. Singurul lucru care ar mai fi pe măsura posibilităților, bineînțeles, să facem niște panouri elegante, cum sunt la... Niște valete vor urma acum în ianuarie. La biblioteca am văzut centrală din București, națională. Ar fi bine, țin minte că atunci am făcut câteva expoziții naționale, de valoare națională, deci am organizat și au fost câteva evenimente, făceam saloane de vară, de toamnă, de iarnă, de primăvară, 4 pe an, deci făceam așa. Probabil că ele vor continua, să dea Dumnezeu să ni se aprobe fondurile culturale care le-a solicitat conducerea. Ulterior s-a născut și Agora, a fost prima revistă, a urmat Restituiri, Agora a murit, ghilimele de rigoare, dar a renăscut Restituiri, mai bine Restituiri Document Pitești, datorită doamnei directoare. Și Carpatica. Și în ultimul rând Carpatica, da, o să-l ne spună domnul Cosmescu. Vreau să ne reciști ceva, ce ai pregătit, Poeții 85, nu? Nu, văd că tu ai un fix cu Poeții 85, da. Pe care eu... Ce să zic, nu prea am la inimă, fiecare, mă rog. În cafeneaua numărul 12 am publicat 10 poeți care sunt din Pitești. Din păcate nu i-am prins pe toți și chiar acum mi-am dat seama că de la bibliotecă a venit o doamnă pe care nu am cuprins-o. A fost greșeala mea că nu am solicitat-o. Se află aici Marius Dumitrescu, pe care l-am premiat acum 2 ani, Nicolae Eremia, Conița Alena, Valentin Predescu, Denisa Popescu, Liliana Rus, Florian Stanciu, Costin Tărăsescu. Nu sunt toți, dar, mă rog, e un început. Voi citi un poem mai puțin optimist. Se numește Fluturii albaștri. Țara este în criză. Dar tu ești singurul care ai primit aprobarea să-ți duci mai departe viziunile, fluturii albaștri, mi-a spus îngerul meu păzitor. Da, dreptul la viață ți-a fost garantat în continuare. Dreptul la viață cu acele în vene. Stai liniștit, mi-a spus îngerul meu păzitor. Cineva îți va strecura în fiecare zi sub cearșaf o doză de glucoză. O doză de glucoză pentru a-ți duce mai departe viziunile, fluturii albaștri. Desigur, vor fi liberi să zboare prin piața cea mare și forțele de ordine îi vor lăsa să apară la știrile de seară. Să nu crezi că ei au fost arestați pentru tulburarea liniștii publice, așa cum se zvonește. Să nu crezi, mi-a spus îngerul meu secret, lustruindu-și tresele. Atâta doar că de acum înainte, fluturii albaștri vor fi programați pe calculator pentru ca ei să zboare organizat în pluton și pentru ca niciun curcubeu să nu mai dea buzna pe cer de capul lui și fără acte în regulă.
Așa mi-a spus îngerul meu secret, dându-mi asigurări că voi putea să lucrez mai departe la fluturii albaștri, cu acele în vene și cu tubul de glucoză primit pe fureș, voi putea să lucrez mai departe. Și poate că într-o clipă de neatenție a forțelor de ordine, fluturii mei vor umple iarăși cerul. Da, eu voi transmite pe toate canalele vederi din sângele meu albastru. Într-o clipă de neatenție a forțelor de ordine. Desigur, eu voi amâna glonțul și de data aceasta. Glonțul, acest suvenir din călătoriile mele occidentale. Un suvenir pe care îl voi lăsa moștenire fiilor mei spre a le fi de folos la nevoie. S-a pronunțat cuvântul Carpatica și vreau să-l invit alături de mine pe omul cu o mare, dacă pot spune, Nicolae Cosmescu, inginerul Nicolae Cosmescu, un colaborator și un prieten apropiat al Centrului Cultural. Redactorul șef al revistei Carpatica și reprezentantul Ligii Scriitorilor Români și de Expresie Română de Pretutindeni. Mulțumesc pentru și eu mulțumesc mult pentru tot ce ați făcut pentru Centrul Cultural. Da, făcut mai nimic. Față de cei care au ocupat acest scaun înaintea mea, eu nu sunt poet, n-am să fiu niciodată poet, așa încât n-am să vă recit nicio poezie, dar cred că o voi face la anul. Ce să vă zic? De ceva vreme, de când cochetez, ca să zic așa, cu Centrul Cultural Pitești, am avut onoarea să fiu prezent la acest eveniment devenit tradițional. Pentru mine, Crăciunul Artelor are o dublă semnificație. Pe de o parte, îl consider o sărbare a familiei culturale, a fidelilor care trec pragul acestei instituții, iar pe de altă parte, îmi reprezint un fel de retrospectivă, întrucât în același interval orar, în aceeași incintă, sunt prezenți mulți dintre cei care, de-a lungul anului care trece, au fost moderatori sau coordonator de manifestări sau proiecte. Din perspectiva revistei Carpatica, anul 2016 a fost unul bun, numai și numai datorită sprijinului și susținerii Centrului Cultural Pitești și a celor care n-au fost alături, cărora vreau să le mulțumesc și să le urez, la fel ca și dumneavoastră tuturor celor din sală, sărbători fericite și un an nou cu sănătate și realizările dorite. Vă mulțumesc! Să-l ascultăm pe domnul doctor Constantin Teodor Craifoleanu, o prezență obișnuită în această sală și nu numai, și dincolo la simpozion, indiferent de tema simpozionului, dezbaterii, domnul doctor este alături de noi și la problemele legate de istoria noastră națională, universală, la proiectul Lumea Azi, cam la toate manifestările. Mulțumim, domnule doctor! Bună seara! Eu mulțumesc pentru invitație. Sunt, cum spuneam mai înainte, domnul Virgil Diaconu, mă simt acasă și aici, deși sunt printre mezinii acestui întâlniri, aici, în sala aceasta sau în această instituție. De un an de zile am pășit aici și am fost primit în această frumoasă familie ca un membru al ei. Și mă simt foarte bine, bineînțeles, din acest punct de vedere. În ultimele trei numere ale revistei Carpatica sunt publicate și câteva poezii de ale mele și au și în revista Cafeneaua Literară, de acum două luni, au fost și acolo publicate două poezii de ale mele. Domnul Virgil de acolo tocmai a ieșit
Vreau să-i mulțumesc public cu această ocazie. Ce să vă spun? E greu să vorbesc aici după ce a vorbit roaba lui Dumnezeu, Denisa Popescu, și așa de frumos, și despre suflet, și domnul Virgil Diaconu, dar nu mai spun de poetul Adrian Mitroi, de care mă leagă o recentă, dar strânsă amiciție, care cred că e reciprocă. Nu cred, sunt sigur. Da, doamna profesoară, Mona Vulceanu ni l-a prezentat pe domnul medicul poet Constantin Teodor Craifoleanu la un cenaclu al domniei sale, era într-o zi de joi, nu mai rețin exact când. Da, era 15 noiembrie când a fost invitat domnul profesor Constantin Vărășcanu. Și de atunci domnia sa a venit constant la majoritatea sau chiar la toate acțiunile Centrului Cultural. Mulțumim! Aș vrea să mai adaug două vorbe. În această perioadă am primit ca un dar prietenia a doi corifei, ambii numindu-se Ghițescu. Domnul profesor Vasile Ghițescu, care este prezent, și venerabilul domn Mihail Ghițescu, tânărul, veșnic tânărul. Îmi pare rău că nu este aici. Nu l-ați invitat sau nu a putut să vină? Da, dar am impresia că nu prea se simțea bine, după câte mi-a spus. Da, pare rău să auzim. Știu că zilele viitoare împlinește frumoasa greaua vârstă de 96 de ani. 97 de ani, da. Da. Am să vă citesc, întâi mă gândisem să citesc ceva dintr-o carte, din una din cărțile mele, dar citesc două poezii noi. Închide ochii. Închide ochii și ascultă tăcerea nopții parfumate, iar clipa, ce-o credeai prea scurtă, îți va părea eternitate. Închide ochii și inspiră sub ramură de liliac, să simți că timpul se deșiră, secunda se transformă în veac. Închide ochii și pătrunde în lumea celor nevăzute, prin ale înțelepciunii unde, doar prin iubire cunoscute. Închide ochii și privește și dincolo de infinit, unde doar cel care iubește poate vedea când e iubit. Închide ochii și visează că timpul se oprește în loc, când dragostea ți îndepărtează momentele de nenoroc. Închide ochii și te roagă să curgă vremea spre trecut, când o făptură dulce, dragă, îți dăruia primul sărut. Închide ochii și ia-ți zborul spre nepătrunse lumi de vis, când te coboară jalea, dorul, după pierdutul paradis. Închide ochii și ascultă ecouri dinspre viitor, atunci când sufletul se exultă, știind că e nepieritor. Și încă una mai veselă, să spun așa, oarecum. Gastronomică. Îți ofer inima pe tavă, iubito, fă din ea ce vrei, și așa mă doare, e bolnavă. Fă o pârjoale, mititei, fă o ardei umpluț, sarmale, vreo tochitură, musaca, toacă-o cu degetele tale, eu nu mai vreau să știu de ea. Prepară-o cum știi tu mai bine, pune și sare și piper și mirodenii levantine învăluite în mister. Adaugă în tocătură și un strop de vin de la Cotești, să simți la orice înghițitură aromele dumnezeiești. Și pune-o la un foc cu minte, produs de vreun nucleu stelar, amestecă culoarea minte să nu se ardă în zadar. Iar când mâncarea e preparată, pune-o pe o masă planetară și cheamă omenirea toată să guste inima amară. În fiecare lună mai scoate câte un volum de poezii. Ultima dată a venit acum două săptămâni la mine și mi-a prezentat următorul volum pe care îl vom lansa la Centrul Cultural. Domnul Nicolae Braniște. Vă rugăm, domnule director. Câtă pasiune, câtă energie
L-am întrebat, ați mai scris ceva zilele astea? Ați avut inspirații? Am inspirații în fiecare zi. Poftiți! Bună seara! Mulțumesc pentru invitație. Aș vrea să spun și eu câteva cuvinte. Ceilalți antevorbitori au vorbit despre emoție, despre gândurile care le-au avut în acest an și de cele de viitor. Eu am să vorbesc despre o bucurie pe care o simt de când fac parte din această familie, de un an de zile, de când sunt membru al Cenaclului Armonii Carpatine și care mi-a oferit prilejul să fac o prezentare a gândurilor de pe această scenă, o prezentare a gândurilor care mă preocupă și a evenimentelor față de care nu sunt nepăsător, trecând evenimentelor cotidiene față de care nu sunt nepăsător. Într-adevăr, am avut posibilitatea de a scoate câteva volume de versuri, deși meseria mea este alta, de horticultor, pomicultor, în care m-am consacrat, însă dintr-o iubire față de semeni și de gândurile care nu-mi dau pace, am gândit că este bine să dau și altora din ele. Puse într-o formă, poate nu chiar așa de poetică, dar sunt niște versuri care exprimă anumite gânduri pe care probabil fiecare dintre noi le avem, însă fiecare le expune așa cum consideră, cum poate și ne bucură și pe noi atunci când le auzim. Despre proiectele de anul viitor, aș dori să amintesc faptul că lucrez de ceva timp la o carte de călătorii, se va intitula Călătorii de suflet, care va cuprinde toate expedițiile în care am fost în perioada de când am ieșit la pensie, a ultimilor 5-6 ani și vă spun că sunt lucruri foarte interesante care le voi dezvălui în această carte. De asemenea, o lucrare, o monografie ghid a satului Jupânești de pe Râul Doamnei, la 25 de kilometri de aici, unde există o biserică de lemn foarte veche, din 1742, cam singura din această zonă a Argeșului, unde se găsesc niște lucruri deosebite, și anume niște policandre și sfeșnice lucrate de Antim Ivireanu. Deci sunt niște capodopere care, noi le vom, împreună cu un profesor de istorie și preotul satului, le vom aduce în fața celor care vor. Este după numele ținutului de unde se trăgea din Ivir. Da, da, Antim Ivireanu, păi știm. Mulțumesc. Am să citesc și eu câteva poezii legate de sărbătorile în care ne găsim și obiceiurile din care sunt în această perioadă. Obiceiuri. În luna cadourilor se întâmplă un miracol, în vitrine coboară cei omenesc, un magician oferă minune de spectacol, la Doamne dă tot ce își doresc. Sunt sărbători și țin de vechi obiceiuri, datin de la părinți se învie acum, din lada de zestre sunt scoase cadouri, colinde ce au îmbătrânit pe drum. Când vine Ignatul, porci guiță mai tare, asomizarea ușor le vine de shac, la foc se pârlește șoric să fie de mâncare, iar țuica fiartă devine un leac. În tuce rumenă, pomana porcului, un retevei mestecă în mămăliga mare, colindători se închină în fața altarului, așa e obiceiul să încingă câte o urare.
Copiii au vacanță, se învâr de bucurie, cu bulgări și alină dorul de nezbâtii, în barba lui Moș Crăciun dea până copilărie, un an l-au așteptat pe la răspântii. Un brat strălucitor ascultă la povești, ornat cu globuri și beteală de spectacol, nerăbdător privește spre ușa cu vești, în vârf să-i pună steaua din oracol. Iarna pe afară iese din cuibul amintirii, în case se împart daruri de departe, e noapte și nimeni nu stinge lumina iubirii, artă de Crăciun într-un spectacol de carte. Anins. Anins afară ca în povești, alb de neastră lucitor, fulgi molcom să dăruiești unui sfârșit de an obositor. Anins să împodobească bradul la început de an odihnitor, când se înnoiește chiar și cardul de revelion pus în decor. Anins are plugușorul, braț de să-ntoarcă și urări, neaua să acopere și grușorul, pâinea speranței din serbări. Anins cu gânduri de lumină, înger să aibă alb peisaj, la geam să apară față senină, zăpadă ca într-un vernisaj. Anins cerul cu bucurie, iubire de la Sfântul Duh, fulgi cu formă de veselie, an nou primenit de văzduh. Anins și peste talpa țării, păcate să le tăinuiască, din soare să astupe mizerii, ura de glia strămoșească. Anins din puritatea mamei, lapte să crească copiii, din ciorchine în vița cramei, iubire din oda bucuriei. Anins cărunt și pe la tâmple, sclipire argintie pe fir, tezaur d'alb în versuri suple, iubire dintr-un trandafir. Sper să colaborăm, doamna profesoară, în 2017. Da, doamna Lucreția, bine ați venit la Centrul Cultural. Bine v-am găsit. Bine v-am găsit. Bună seara. Stau în sală de o jumătate de oră, de când ați început, și sunt foarte nemulțumită. Sunt foarte nemulțumită că a venit sfârșitul anului și că trebuie să ne facem un bilanț și că ne despărțim de un an care a fost bun, nu știm ce ne va aduce celălalt, dar sunt nemulțumită că nu mi-am terminat proiectele din anul acesta. Aveam multe de făcut, îmi propusesem mult, am reușit ceva, dar las neterminate niște lucruri și nu știu ce o să vină la anul. Îmi pare bine că aici, pe pereții Centrului Cultural, se află rezultatul unui proiect inițiat de mine, cel cu caligrafia, și domnul Petre Ghilencea a afișat câteva exemplare lucrate foarte bine. Am înțeles că v-a fost elev. Da. Și încă este elevul. Da, așa. Cursurile mele de caligrafie continuă. Suntem la a patra serie. Avem rezultate bune în continuare, iar în septembrie, anul viitor, vom avea din nou o expoziție mare. Sper cursanții să-și facă datoria și să am niște exponate foarte frumoase. Celălalt proiect este legat de IA românească. Am început și pe acela l-am început anul trecut. Îl terminăm anul viitor, în iunie, exact de ziua IA-i românești și acolo vom face o expoziție cu câteva exemplare, câteva obiecte cu sute de cursante cu modele argeșene mușcelene. În ce privește poezia, am mai avut câteva ieșiri în public, să zic așa. Și cam atât. Sperăm în spațiul public, într-o mai bună colaborare între Centrul Cultural și Biblioteca Județeană pentru 2017, mai strânsă. Eu am văzut această colaborare întotdeauna, da. Foarte, foarte strânsă. Și am venit cu drag la toate activitățile Centrului Cultural, așa cum și dumneavoastră ați venit la bibliotecă. Mulțumim. Nici nu știu ce să
ce să vă citesc. Aleator. Da. Primăvară. Versul meu năzdrăvan stă într-o rână pe pervaz și râde cu soarele de afară. Ține în dinți un mugur de cais și nu știe dacă să mă spargă sau nu. Uitare. Inima se face de cremene, mută, se deșiră gândul și te pierd dincolo de pervaz, se deșiră marginile lacrimilor pe obraz, timpanul uită să te audă și inima rămâne de cremene, mută. Din volumul de versuri, fără anestezie, nu? Da. Privirea ta. Privirea ta îmi arde încă orbitele. Licoarea tăcerii mustește într-o îmbrățișare sfâșietoare. Degetele mele de cenușă, zadarnic, se chinuie să-ți mânghie chipul. În clepsidră de scrum, ne scurgem cu timpul. Și privirea mea îți pierde conturul dezarticulat. Eu aștept mereu flacăra ta să-mi cicatrizeze orbitele. Vreau să-l invit alături de mine pe graficianul Florin Cornel Nicolescu și poetul Florin Cornel Nicolescu. I-ați urmărit, vizualizat expoziția de grafică la Mezanin 1. Aproape două luni de zile a ținut această expoziție. Îmi spunea cineva ce migală. Ce migală, domnule Nicolescu, apropo de expoziție. De unde răbdarea, pasiunea și talentul? Talentul. Aș vrea în primul rând să-i salut pe toți care sunt în această sală și să le urez la mulți ani, nu numai lor, ci și celor care vor mai viziona această întâlnire de suflet care se face aici în fiecare an. Menționez că n-am putut să fiu prezent an de an de când am intrat în Centrul Cultural la aceste seri minunate. Am participat în măsura în care am putut să ajung. De Centrul Cultural sunt legat în primul rând de primele expoziții pe care le-am realizat aici și iar legat de colaborarea cu revista Argeșul la care am avut câteva momente în care am expus grafică prin intermediul domnului Mihai Deaconescu, care era cel care a preluat conducerea noii serii de revistă. În anul 2001 am avut aici o expoziție. Domnul director de pe atunci m-a ajutat ca să ajung sub egida Centrului Cultural și la o emisiune televizată cu Denisa Popescu, care îi mulțumesc pe această cale, pentru că atunci a avut amabilitatea să mă intervieveze în mod direct. În anul 2003 am revenit cu o expoziție de grafică, de atunci am făcut o pauză ceva mai mare, iar de noua conducere și noua colaborare cu Centrul Cultural, în afară de faptul că am participat la ce s-a întâmplat aici la acțiune deosebite care se desfășoară aici, sunt legat de lectura publică și de această expoziție nouă de grafică, care s-a vrut și o retrospectivă, dar și o revenire la lucru, ca să zic așa. Peisajul centrului, da. După o pauză destul de lungă în care n-am mai putut să lucrez, din motive subiective sau obiective, nu are importanță. Cert este că am fost întotdeauna sufletește foarte atașat de ceea ce se întâmplă în orașul Pitești, în Centrul Cultural și nu numai, așa cum Centrul Cultural a mers la bibliotecă, am mers și eu la bibliotecă și am participat și la ce s-a întâmplat acolo, am fost legat și de acțiune care se petrec la teatru, cam peste tot pe unde se mișcă ceva și cu bunăvoința celor care sunt creatori în județul nostru. Îmi pare foarte rău că
În ultima vreme am avut niște pierderi destul de mari și cu această ocazie am scris ceva la pierderea lui Ghiuri Pascu. O să vă rog să permaneți dacă vreți să citiți după ce voi încheia cuvântul. Vreau să le urez tuturor celor care stai și celor care ne ascultă un an nou fericit și sărbători fericite. Și cu asta cred că am spus cam tot ce aveam de spus. Și las pe câteva cunoștințe de ale mele, dacă vor să mai facă lectură din ceea ce am scris, pentru că nu știu dacă eu sunt foarte nimerit să le citesc. Deci o să urăt și pe Alora și pe cine mai are poezie dată, dacă vrea să lectureze ceva din poezia mea. Mulțumim și mult succes în viitorul volum de versuri pe care îl aveți preconizat al... Dacă acest volum se va face, se va face cu, tot cu bunăvoința Centrului Cultural, cu sprijinul doamnei directoare și al dumneavoastră și al tuturor celor care au fost colaboratori la Centrul Cultural, pentru că orice acțiune de aici este sprijinită de întregul personal, căruia îi mulțumesc din toată inima. Mulțumim! Mulțumim mult! Vreau să rămâneți lângă mine, sper să mă descurc, e la o primă citire. Chiar e prima poezie pe care o văd, a dumneavoastră, după grafica pe care am vizualizat-o. Nemurirea, aveți un fel de motto aici, poate fi un coșmar când trăiești într-o lume a nedreptății, imperfect. Azi a plouat cu lacrimi mare, amare, și din înaltul boților desprinsă a mai căzut o stea spre carul mare sau doar un bob de jar din vatra stinsă. Să scânt voi ai, dar glasul suna trist, să tac doar pot, privirea se coboară, a mai plecat din lume un artist, suind spre altă râmă abrupta scară. Trecut în amintire ca un fum, cădelnițat la slujbe în mănăstire, împrăștie în urmă un parfum și lăsa să mai moară o iubire. Atunci din depărtării ti aud glasul și știu pentru toți veniva ceasul. Prin crăpături absurde, altă poezie, sunt invadat de germi, e sufletul o boltă, sărmană și umilă, nu mai încape într-însul decât această filă pe care încerc să scutur un gând rămas sever. Ca să rămân cu tine leg ochii rațiunii și uit cum uite fricul din serile stinghere, de vântul care smulge doar frunzele efemere, copacului în vatră se sting încet cărbunii, cad argintii pe colburi în pânze prin unghiere, sfioase reși plăpânde dulci degete de lună și în haloul sacru te îmbracă în lumina cerului regină cu sfânt al scânteiere. Până în crucea nopții, straiul sărac ți-l schimba și în sările superbe tu strălucești mai tare decât sfiosul astru ce se ascunde în mare, în vreme ce pe bolta doar spectrul ei se plimba. O să citesc întâi două motouri care mi-au atras atenția chiar mai mult decât poezia. Nu e închisoare mai groaznică decât aceea a propriei neputințe de a depăși suferința? Unul dintre cele mai mari cusururi ale adevărului este că nu poate fi schimbat. Atâta frumusețe se aprinde împrejur că doar cu ochii închiși, ușor, o poți cuprinde. De mii de ani podoaba fără de argint se vinde. Cel mai adânc, mai tainic, mai limpede azur. Ocean de profunzime, candoare și lumină, zilei podoaba înalță și splendid patrafir, iar noaptea satinată, manta, pe care înșir superbe constelații sclipind diamantină. Sâmbătă 25 septembrie 2016. O simfonie întreagă de aripi și cântări, zboruri desfășurate în coregrafii ușoare, împrumută din altui sclipiri tulburătoare, ce joacă și se adună din cele patru zări. Sub adieri ușoare, dezvânturatic vânt, se leagă în subsoare un ocean de clorofilă și o liniște profundă se așează și subtilă pacea din suflet caldă coboară pe pământ. O mână se întinde spre a binecuvânta și clopotele sună în semn de sărbătoare. Câmpia miresmată e beată de culoare și întreaga fire prinde de cânt a fremăta.
un curcubeu se arată. E puntea ta divină, din înălțim ce urcă în rod spre rădăcină. Joi, 1 decembrie 2016. Doamna doctor inginer Adina Berian. Constantin Brâncuș. Îl iubesc, îl ador pe Brâncuș și doar atâta vreau să citesc. Mi se pare poezia deosebită. Iubirea întruchipată din piatra grea, curate, ți-a transformat făptura în fluier fermecat. Ce cântă, să uimească, subtilă, delicate, o lume încremenită de chipul minunat. Degetele fine, tainic, modelează lutul, iar lemnul dulce geme sub ciocan și daltă, închipuind unite și poartă și sărutul, mai vii decât făptura cu arta lui înaltă. Și acum două vorbe, dacă mi-i îngăduiți, stau jos, că e așa plăcere. Da. Da. Felicitări întregului colectiv, felicitări doamna directoare, felicitări tuturor care scot niște reviste deosebite, redactorilor șef și celor care participă cu articole și poezii și artă în aceste deosebite reviste. Cafenea Restituiri, Carpatica, Argeș, Informația Piteștului, Adevărată Cultură. Când aveam 27 de ani, azi am 67, am fost coptată în brigăzile științifice ale centrului, ale județului de cultură. Și mergeam cu brigăzile acestea cultural-științifice pe la comune, la căminele culturale. În urmă cu 3 ani, doamna directoare și domnul Chiva mi-au făcut onoarea să mă invite să țin un proiect, Armonie, stil de viață, în care mi-aduc și eu aportul privind horticultura, ce am făcut 41 de ani la Institutul Pomicol. Vă mulțumesc că ați avut încredere în mine, vă mulțumesc din toată inima că mi-i îngăduiți să cred că pot să mai dau ceva, mai ales tinerilor pe care îi invitați cu atât amabilitate de la liceile noastre prestigioase, de la școlile noastre. Mulțumesc! Domnule profesor Vasile Ghițescu, suntem pe ultima 100 de metri. Pentru că suntem în decembrie și se potrivește și atmosfera și mai puțin decorul, dar atmosfera cu adevărat, mărturisesc că din copilărie și până acum, întotdeauna în preajma sărbătorilor de iarnă, am avut vibrația specifică, așa cum este și în alte dăți, atmosfera sărbătorilor de Paște și altele. În decembrie 1989, un prieten m-a rugat, vrând să facă un afiș de cultură, să-i scriu două catrene. Și am spus că nu public poezie. Și a zis, faceți-o pentru mine. Prietenul se numea Constantin Cârstoiu, pe care îl cunoscusem la direcția presei. Și atunci am închinuit, precum Aurel Baranga, acum a devenit el autor de piese de teatru, din ordinul partidului, a primit dispoziție și a fost un autor reușit. Eu nu pot spune că nu suferă comparație, dar m-am căznit și am scris două strofe de iarnă, pe care vă invit să le ascultați și să nădăjduiesc să simțiți vibrația. De sus, tăriile se cearnă, în sunet pur ca de vioară, asemenea unui vis de iarnă, zăpezile de odinioară. Să mai simțim copilăria, cum murmură în fiecare, păstrând în suflet armonia celor ce dăinuie sub soare.